Echipa lui Daniel Iseilă va disputa astăzi o partidă amicală cu echipa antrenată de Mircea Lucescu, Shakhtar Donetsk, în cadrul turneului de pregătire din Spania, după cum informează site-ul oficial al grupării conduse de Ioan Nicolae, preluat de Mediafax. Astra mai are programate până acum alte 4 meciuri de verificare, pe 27 ianuarie cu FC Coștuleni, echipa din Moldova, apoi cu Rosenborg Trondheim din Norvegia. Urmează pe 2 februarie întâlnirea cu AEK Stockholm, pentru ca pe 8 februarie să se consume ultima partidă din turneul de pregătire în Spania, cea planificată cu FC Nordjylland din Danemarca. Lotul formației Astra Giurgiu se va reuni luni în vederea începerii pregătirilor din pauza competițională de iarnă. Turneul din Spania este programat în perioada 14 ianuarie-11 februarie, lotul condus de Daniel Iseilă urmând să fie cantonat inițial în Valencia, iar ulterior în Campoamor.